Cum e fotbalul în Sicilia? Pentru că există această impresie că în Sicilia se întâmplă lucruri, e mafie. Fotbalul este cumva în sfera de influență a mafiei și știm chestia asta. Am văzut din nenumăratele dosare din Italia. Vreau să te întreb cum era să joci fotbal în Sicilia. Povestește-mi un pic așa, ca atmosferă, cum era? Vreau să zic că eu am refuzat să merg la Palermo de frica mafiei. Credeam că e mafia acolo și s-a transferat înaintea mea valină stase. Da. Și eu tot îl sun valida, cum e acolo? Sunt mafios pe stradă. Bă, Paul, vino, stai liniștit că nu-i nimic. Într-adevăr, am fost acolo și n-am avut nicio problemă niciodată. Am stat 2 ani și acum mai am prieteni acolo cu care vorbesc și când îi întrebam pe ei, pe localnici, aveam un prieten, Salvatore, ziceam, Salvo, dar unde aveți mafie aici? Care mafie? Zice, nu există mafie aici. Dar tu știai clar că există, dar nu te arată. Dar noi n-am avut probleme ăsta de vedere. L-ai prins pe, cum îl cheamă? Zamperini? Era Zamperini? Zamparini, nu? Un tip excentric. Da. L-ai prins? Da, cum să nu? Păi, dar el m-a transferat. Ai vreo poveste cu el? Că era un tip recunoscut ca un tip foarte excentric. Excentric, dar foarte, foarte corect, să știi. Niciodată n-a întârziat, că erai pe ultimul loc, că erai pe primul loc. Plata salariilor era mereu la timp. Niciodată nu a întârziat sau n-a condiționat plata salariilor de locul din clasament. Puteai să ai și 20 de înfrângeri consecutive, el te plătea la timp. Pentru că el era un afacerist, știa că în afaceri trebuie să plătești și era un om foarte corect. Da, era excentric, era foarte vulcanic, se certa mereu cu arbitrii, cu președinții, cu antrenorii noștri, cu directorul sportiv. Țin minte că directorul sportiv era mereu pe injecții, își făcea injecții înainte de meciuri, că avea tensiune și nu suporta tensiunea mea. Președintele în timpul meciului lua un taxi și se plimba prin oraș, nu stătea la stadion, că avea emoții prea mari. El stătea în taxi și asculta la radio meciul în taxi și făcea ture prin oraș. După meci se întorcea la stadion și venea să te felicite dacă era cazul, dar să te certe niciodată. N-a intrat niciodată să ne certe de ce am pierdut un meci.